Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire capitală. Ioana Brușten sunt eu, iar astăzi vreau să vă prezint un reprezentant al generației despre care vorbim atât de mult cu toții. Generația de tineri IT-iști ai României. Minți tinere, inteligente și neliniștite, care veșnic caută soluții și inovații pentru a face ca viața cea de fiecare zi să ajungă la varianta ei cea mai bună. Și pornind de la amănuntele existenței de zi cu zi, aduc o serie de schimbări care ne schimbă și pe noi. Suntem astăzi cu Alin Grosu, director de dezvoltare programe software, care s-a gândit să se ocupe de confortul deplasărilor noastre cu taxiul. Mulțumesc foarte mult că suntem împreună! Să rămână, vă mulțumesc și eu pentru invitație! Am spus că e o generație de care vorbește toată lumea, această generație de tineri IT-iști, se vorbește de hub-urile care există în România, se vorbește de inteligența românească, care se și exportă în mare măsură, pentru că cred că au ajuns deja reprezentanții noștri pe toate meridianele, ca să spun așa, unde fac treabă foarte bună și unde se remarcă într-un mod extraordinar. Corect. Așa este. Dumneavoastră ați coordonat dezvoltarea unei aplicații care se cheamă GoCab și care, cum spuneam, vine în sprijinul nostru în a ne face transportul mai simplu, mai comod, să ne fie mai aproape, să ne descurcăm mai ușor atunci când avem nevoie de un taxi. Așa este. Am coordonat și coordonez în continuare departamentul de dezvoltare software în cadrul GoCab Software România. Principalul nostru scop este acela de a dezvolta această aplicație pentru comandă taxi și pentru preluare de comenzi taxi. Dorim să inovăm în mod continuu acest domeniu prin digitalizare, prin tot ce înseamnă programe software dedicate. Cum ați ajuns să vă ocupați împreună cu echipa tocmai de acest domeniu? Sau de ce ați ales acest domeniu să creați o aplicație? Echipa pe care o avem formată la momentul de față, echipa este formată din oameni care se cunosc între ei de ani de zile. Am lucrat în trecut și la alte programe software inovative, aș spune eu. Asta pe de-o parte, dar în același timp avem oameni în echipă cu experiență în domeniul taximetriei de peste 20 de ani. Și atunci eu zic că facem o echipă foarte bună împreună, fiecare cu partea lui de experiență și cu domeniul de activitate și încercăm să le îmbinăm cât pe cât mai bine posibil. Lucrurile merg bine atunci când pleacă și dintr-o experiență personală? Cu atât mai mult, pentru că știm cu toții cât de greu era înainte să găsești un taxi pe mijloacele telefonice. Toată lumea suna la un dispecerat sau la mai multe dispecerate și stăteau în telefon minute în șir până când dispecerul reușea să le găsească o mașină. Sau nu, să le spună n-avem acum, încercați mai târziu. Exact. Da, și atunci era păcat să nu inovăm acest domeniu care are, aș putea spune, foarte multe posibilități în acest sens. Sunt oportunități foarte mari și, așa cum spuneam, încercăm să-l aducem unde trebuie. Haideți să vedem puțin care este unicitatea și originalitatea acestei aplicații pe care ați creat-o. Înțeleg că pune în legătură posibilii clienți, adică pe noi, consumatorii de taxi, cu șoferii. Dar asta face și un dispecerat. Înțeleg că noutatea este că în momentul în care accesezi această aplicație, nu există să nu ți se găsească o mașină atunci când ai nevoie. Adică este garantat că vei obține o mașină. Știm cu toții ce se întâmplă în București când plouă, când e frig, când e vreme urâtă. Ai senzația că au dispărut toate taxiurile disponibile. Da. Printr-un serviciu pe care noi îl dezvoltăm în momentul de față și pe care l-am și lansat de curând, este într-o variantă beta, aș putea spune, tocmai problema asta încercăm să rezolvăm, aceea prin care, mai ales când plouă, când e traficul foarte aglomerat în București, este aproape imposibil să găsești un taxi prin orice mijloc, fie el electronic sau telefonic.
Și atunci, prin acest program, noi încercăm să rezolvăm două probleme, de fapt. Pe de o parte, încercăm să rezolvăm această problemă de care discutăm, aceea de a găsi o mașină în orice zi din orice oră din zi și din noapte, și indiferent de vreme. Iar pe de cealaltă parte, încercăm să rezolvăm și problema șoferilor de taxi care sunt stresați la momentul de față, stresați de trafic, de grija încasărilor zilnice pe care trebuie să le predea. Și atunci încercăm să relaxăm ambele părți ale ecuației. Ce faceți pentru șoferi? Că pentru clienți am înțeles. Noi avem posibilitatea să găsim la orice oră din zi și din noapte, cum ați spus, o mașină, ceea ce este foarte bine atunci când avem nevoie. Ce face aplicația pentru șoferi? Bun. Pentru șoferi aș putea să vă spun așa, dacă în trecut șoferii erau stresați să-și facă încasările zilnice. Își instalau 4-5 aplicații de genul de preluare comenzi pe diverse dispozitive în mașină. Încercau să lege comenzile între ele astfel încât să elimine timpii morți. Nu știu, parcurgeau foarte mulți kilometri zilnic în traficul din București, încercând să își maximizeze încasările. În momentul de față, noi le punem la dispoziție această aplicație, GoCab, prin care noi le oferim lor comenzile de taxi, care sunt cele mai bine plasate față de poziția lor curentă, da? Pe de-o parte, și în același timp ei doar trebuie să onoreze aceste comenzi și atunci putem spune că îi scăpăm de acel stres de a folosi mai multe aplicații încât să găsească o comandă care este bună pentru ei. Și în același timp, cred că este bine și pentru client care să nu se trezească că i-a fost refuzată cererea sau eventual după ce a fost acceptată, e refuzată pe parcurs, că e prea departe șoferul respectiv sau cine știe. Exact. În același timp, noi acestor șoferi care se înrolează în programul GoCab Pro, le oferim și venituri minime garantate zilnice. Asta înseamnă că pentru o sesiune de lucru de 8 ore, ei au venituri garantate, astfel încât scapă total de stresul încasărilor zilnice. Le cereți și ceva în mod special ca să se înroleze în această echipă, GoCab? Da, încercăm prin acest serviciu, de fapt, să oferim servicii de calitate în domeniul taximetriei și atunci acești șoferi sunt preselectați, sunt instruiți înainte de a se înrola în program și prin acest mod încercăm, cum am spus, să oferim servicii de calitate. Bun, am înțeles. Ideea este, din câte am înțeles eu din această aplicație, că ea lucrează nu doar cu șoferi individuali, cu persoane, ci și cu dispecerate. Exact. Noi avem parteneriate cu peste 22 de dispecerate la nivel național, fiind prezenți în peste 25 de orașe. Asta înseamnă că prin parteneriatul cu un anumit dispecerat, acestora le putem oferi o suită de aplicații destinate activităților. Vă dau un exemplu. Dacă în trecut dispecera prelua pe un caiet comenzile și le scria cu pixul, la momentul de față, dispeceratele au la dispoziție o interfață web prin care pot prelua aceste comenzi. Există servicii de localizare, adică în momentul în care clientul spune că vrea un taxi pe o stradă anume și un număr, dispecerul trebuie doar să introducă acea stradă și automat în spate se preiau coordonatele GPS, care mai departe sunt transmise șoferului de taxi, acesta putând să pornească navigația, de exemplu, până la punctul de preluare al clientului. Dar se ușurează și viața dispecerilor. Exact. Se ușurează foarte mult pentru că, de exemplu, dispecerele pot vedea istoricul de comenzi al clientului. Dacă un client revine, dispecerul nu trebuie să dea 3 pagini înapoi într-un caiet și să caute acea comandă, ci doar prin, nu știu, poate scrie 3 litere sau în momentul în care ridică receptorul telefonului, automat îi se focalizează pe ecran acea comandă.
Ceea ce este normal când vorbim de digitalizare și de o societate care să funcționeze pe aceste baze. Nu degeaba am pomenit de generația de IT-iști, pentru că pentru oamenii aceștia care trăiesc în epoca aceasta, este normal să nu le mai ceri dosar cu șină și să scrie cu pixul într-un caiet intrările și ieșirile și așa mai departe. De fapt, așa ar trebui să funcționeze. Total de acord. Lucrurile cam peste tot. Da. Ați spus mai devreme nivel național. Sunteți prezenți în mai multe părți, mai multe orașe mari din țară, probabil. Da, pot să vă enumăr câteva orașe. Cluj, Iași, Craiova, Brașov, Constanța. Și fără nicio diferență. Deci în momentul în care ai descărcat această aplicație pe telefonul tău, ea va funcționa fără probleme, indiferent unde te deplasezi în țară. Exact. Vă pot spune, de exemplu, că, nu știu, dacă alegeți să călătoriți de la Cluj la București, da, în momentul în care sunteți în Cluj, puteți comanda un taxi pe aplicația GoCab. În momentul în care călătoriți la București cu avionul, aveți două posibilități. Una, să comandați în continuare în aeroport de pe aplicația instalată, pe telefon, pe smartphone. A doua posibilitate fiind aceea de a comanda un taxi de pe infochioșcurile instalate în terminalul de sosiri la aeroportului. Sunt niște dispozitive smart pe care clientul comandă un taxi, îi se eliberează un bon pe care sunt înscrise toate informațiile șoferului și este o modalitate foarte simplă și modernă. Am înțeles că lucrați și cu abonamente, mai ales pentru firmele mari, pentru corporații. Da, avem un abonament de tip corporate. Este destinat, așa cum spunea și dumneavoastră, pentru firme mari de tip corporate. Abonamentul presupune următorul lucru. Această firmă își poate încărca un sold, da? Din care angajații proprii pot consuma pentru a efectua călătorii în interes de serviciu, urmând ca ulterior acești, nu știu, administratorii companiei să poată vedea simplu și foarte modern rapoarte legate de costurile făcute cu călătoriile. Asta este iarăși un lucru important, aceste rapoarte, respectiv toată această activitate poate să fie extrem de ordonată, de ținută sub control, oricând verificabilă, exact. Ce se întâmplă și din punct de vedere al numărului de curse și al costurilor. Exact. Așa cum făceam o paralelă în trecut și spuneam că dispecerea prelua comenzi pe caiet, da? Cu pixul, le scria cu pixul. La fel și în această activitate existau în trecut niște vouchere pe hârtie, da? Pe care erau înscrise niște sume dinainte, astfel că fiecare angajat la sfârșitul programului trebuia să-și comande un taxi și să predea la sfârșitul cursei acel voucher fizic, da? Pe hârtie șoferului, urmând ca ulterior șoferul să-și preia banii de la caserie în zilele următoare. Am terminat cu această eră, hârtiuțele, cum spune, da? Astfel că în moment, după terminarea cursei de taxi, încasările sunt transmise automat în contul șoferilor sau al companiilor care dețin taxiuri. Mă gândesc că după felul în care funcționează lucrurile cu această aplicație și plata este una foarte simplă. Nu cred că se mai scot banii din buzunar în mod fizic. Există în continuare și această posibilitate, pentru că nu putem elimina banii lichizi de tot, dar așa cum zi de zi, nu știu, facem o cumpărătură online pe un site unde ne-am preînrolat un card într-un mod sigur, la fel se poate plăti și cursa de taxi prin aplicația noastră. Cât de mare este echipa GoCab care a lucrat la această aplicație și la altele, că ați spus că aveți o istorie și înainte de asta? Da. În prezent suntem peste 10 oameni care lucrăm la aceste produse. Noi încercăm zi de zi să ne mărim echipa, pentru că necesarul nostru de forță de muncă este mai mare decât avem în momentul de față. Și pot spune că avem o echipă grozavă și facem lucruri grozave. Care este media de vârstă? Media de vârstă cred că undeva la 30 de ani.
Deci am spus bine, generația de tineri. Da. Această generație de care vorbește toată lumea și de la care așteaptă foarte mult toată lumea. Iată că nu așteaptă degeaba. Da. Încercăm să confirmăm și să aducem ce putem să aducem bun în domeniile în care activăm, în care lucrăm. Nu știu ce vă pot spune aici, decât că generația tânără întotdeauna vine cu un alt flux, cu un alt respiro și atunci, nu știu, de exemplu, am colegi de 22 de ani care mă motivează pe mine să progresez și să nu rămân pe loc. Foarte interesant. Da. Este foarte interesant pentru că, pe de o parte, noi, generația tânără, dar, să zic așa, a doua generație tânără, încercăm să fim mentori și să predăm cât mai mult colegilor noștri care vin din spate. În același timp, și ei, neașteptat, sunt mentori pentru noi și avem de învățat de la ei zi de zi. Deci, transmisiunea între generații are o funcție biunivocă. Exact. Și chiar dacă vorbim de vârste foarte tinere, 22 de ani, uite că și de acolo se pot învăța foarte multe și trebuie să li se acorde credit. Exact. Asta încercăm zi de zi, să le acordăm credit, să le acordăm libertate în gândire, da? Să nu încercăm să-i limităm prin gândirea noastră, da? Pentru că evident că există o diferență între generații. Și atunci, dacă încercăm să fim liberi în gândire, cu toții putem progresa. Ce fel de proiecte ați mai desfășurat înainte, în cadrul echipei? În cadrul echipei am dezvoltat și un proiect IoT, aș putea să-i spun, un produs fizic. Am reușit să creăm o casă de marcat fiscală pentru taximetriști, care este și smart. Este smart din mai multe puncte de vedere. Unul ar fi acela că pe această casă de marcat pot rula aplicații de navigație care să le vină în sprijinul, care să vină în sprijinul șoferilor. În același timp, aplicația noastră de preluare comenzi, GoCab, este și ea integrată cu această casă de marcat fiscală. Astfel că, de exemplu, șoferii pot elimina celelalte dispozitive pe care le-au instalate în taxi, pot instala doar această casă de marcat fiscală, ce ajută în două direcții. Unul, să-și desfășoare activitatea de taxi, pentru că, așa cum știm, casa de marcat fiscală este obligatorie în taxiuri. Și în același timp, având această aplicație instalată de preluare comenzi, pot prelua și comenzi și își pot desfășura activitatea foarte simplu și util. Ați lucrat și în alte sau pentru alte domenii în afară de cel al taximetriei? Am lucrat în trecut, nu în această echipă, eu personal. Am lucrat și în alte domenii, domeniul IoT, domeniul, de fapt, experiența mea se bazează pe aplicații pentru smartphone, Android și iOS. Există o specializare anume în facultate care să ducă în această direcție sau este pur și simplu experiența de lucru efectiv? Există și în facultate. Eu mi-aduc aminte că am avut un curs opțional pe care l-am urmat în timpul facultății. Pot spune că acolo mi-am creat bazele în acest domeniu al aplicațiilor pentru smartphone. Dar în ziua de astăzi, internetul este nelimitat când vine vorba de informație și atunci există o multitudine de cursuri ce pot fi urmate, cursuri interactive. Sunt foarte cunoscute în domeniul nostru platforme de genul și sunt un must. Deci doar să vrei. Da, exact. Și nu doar se poate să nu găsești, să înveți. Exact. Bun. Ascultându-vă, am o nedumerire, ca să fiu foarte sinceră. Se fac și când se pot face lucruri atât de deștepte, care să, cum spuneam, să ne ușureze viața. Noi, consumatorii, cei și din alte generații, privind pe margine, stăm și ne întrebăm de multe ori de ce
aplicații și platforme care sunt de larg interes, cum sunt cele ale casei de asigurări de sănătate, cum a fost cea de vaccinare, cum este cea a recensământului, de care lumea se ciocnește și are diverse probleme. Se blochează, nu funcționează, cad legăturile. Ce se întâmplă acolo? Unde sunt acolo IT-știi ăștia care sunt capabili să dezvolte lucruri extraordinare și să le facă să funcționeze cu adevărat? Bănuiesc că problema cea mai mare este aceea de mentalitate când vorbim de instituțiile de stat. Mi-e greu să cred că nu există programatori capabili și persoane inteligente ce pot dezvolta și inova și în acest domeniu. În schimb, cred că în spate, în continuare, există birocrație, da? Și această birocrație limitează, așa cum toți știm. Cred că problema este mai jos, adică nu faptul că noi mergem cu o foaie la un ghișeu este de fapt problema birocrației, ci problema se află undeva mai în spate, are rădăcini adânc împământenite și până nu se va umbla acolo va fi greu să ne mișcăm cu viteză în acest domeniu. Da, corect. Până când n-o să săpăm adânc ca să scoatem rădăcinile alea care s-au înfipt bine în solul nostru național. Nu v-a trecut niciodată prin cap să plecați în afara țării, în străinătate, având în vedere că poate mediul este mai ofertant, mai în țările vestice, în acest domeniu de activitate? Eu vă pot spune că mediul este foarte, foarte ofertant și în România. Am avut în facultate un gând să plec în afară, însă ușor cu timpul mi-am dovedit că există foarte multe oportunități aici și că e păcat să lăsăm lucrurile așa și să încercăm să dezvoltăm alte țări când putem să o dezvoltăm pe noastră. Și cu veniturile care vă spuneam că sunt foarte atractive în domeniul nostru, eu cred că putem inova mult mai mult aici și putem lucra mult mai relaxați. Corect și generos ceea ce spuneți dumneavoastră. În foarte multe domenii, în medicină am auzit asta poate cel mai des, sfatul pentru tinerii specialiști după ce ies de pe băncile facultăților, după primii ani de practică, este mergeți în afară, faceți o specializare și după ce învățați tot felul de lucruri, întoarceți-vă acasă și aplicați-le aici. Este valabilă povestea asta și în IT sau ceea ce poate fi învățat, se poate învăța și în România? Se poate învăța și în România, la fel de bine, numai că intervine problema aceea a relațiilor interumane. De exemplu, orice IT-ist, dacă alege să călătorească în Silicon Valley și să petreacă cel puțin o săptămână cu oameni din domeniu de acolo, dar să petreacă acest timp fizic și să facă schimb de experiență și de idei, eu garantez că va veni total schimbat ca și mentalitate sau cel puțin o parte din idei vor fi îmbunătățite, să zic. Deci în domeniul nostru, pe lângă munca aceasta continuă de învățare în domeniu, literatură tehnică și tot ce ține de asta, este foarte important și să discutăm idei cu colegi din domeniul nostru și doar așa putem ajunge la cele mai bune soluții. Crește. Da. Exact. Pentru că, dau un exemplu, în echipa noastră, atunci când este vorba despre un feature nou sau o funcționalitate nouă, 60%, 70% din timp sunt discuții. 30% este timp fizic de programare și de a scrie cod. Deci, mult mai important este să vă lămuriți voi cu voi, cum s-ar exact spune, și în momentul în care toate lucrurile sunt clare, pe urmă, efectiv, gestul de a scrie programul, de a-l crea, exact, nu mai e o problemă. Mai mult decât atât, este ceea ce noi numim brainstorming. Uh-huh. Adică ne punem ideile cap la cap, toată lumea își varsă ideile pe hârtie, și atunci se alege cea mai bună idee și pe aceea se merge cu implementarea.
Da, deci ăsta este un principiu occidental din tot ceea ce am văzut eu până acum. Cumva faceți ceea ce probabil s-ar întâmpla și afară. Dar specializarea și discuțiile și întâlnirile sunt la fel de utile ca și în alte profesii. Acolo, exact. Specialiștii, mai ales cei la vârf, trebuie să-și schimbe între ei ideile ca să exact. Meargă mai departe. Bun, hai să ne întoarcem puțin la aplicația GoCab. Cum o percep șoferii cu care lucrați? Care este atmosfera? Cum vă înțelegeți? Momentan încă suntem în perioada de acceptanță, da, a șoferilor. Și aici, ca în orice domeniu, există o paletă largă de vârste. Da? Și cu cât oamenii sunt mai înaintați în vârstă, cu atât sunt mai reticenți când vine vorba de aplicații, de tot ce înseamnă tehnologie. Suntem foarte bine acceptați de persoanele tinere din domeniu. Da? Dar noi încercăm să-i nu neapărat să-i convingem, dar să le arătăm avantajele pe care le-ar avea dacă ar folosi aplicația noastră și încercăm să le arătăm că și acest domeniu poate fi schimbat în bine. Și noi așteptăm asta, noi clienții așteptăm asta și consumatorii cu maxim interes. Aveți vreun gând despre ce ar putea să urmeze viitoarea aplicație sau viitoarea dezvoltare sau pentru viitorul apropiat, să spunem așa? Da, în viitor apropiat plănuim să instalăm o soluție care se numește GoCab Advertising. Asta presupune instalarea de dispozitive fizice, tablete, pe spatele tetierilor, în taxi, astfel încât clientul, în timpul cursei, să poată vedea reclame, nu știu, care sunt relevante pentru punctul de destinație în care merge. Da. De exemplu, cineva care este în oraș, în centru vechi, poate vedea în timpul cursei reclame cu reclame ale restaurantelor sau barurilor din centru vechi. Prin aceste reclame ei pot primi și anumite discounturi, da? Se pot introduce cupoane de reduceri sau coduri QR ce pot fi scanate. Îi dați o componentă turistică? Da, aș putea spune că și turistică. Asta este un avantaj colateral, da? Al acestei soluții. Da, spațiul acesta din taxi nu a fost încă exploatat, da? Explorat. Și atunci posibilitățile sunt foarte, foarte mari și din punct de vedere al targetării reclamelor. Da? Deci noi putem prin aplicație să știm dacă, bine, cu acordul clientului, dacă acea persoană este de sex feminin, masculin, și atunci reclamele pot fi targetate și în funcție de acest aspect. Am înțeles. Deci se va îmbina utilul cu plăcutul, nu se pierde niciun minut, cât durează cursa, ești pus la curent cu cele ce poate te-ar interesa să le știi despre destinația spre care te îndrepți. Exact. Foarte, foarte interesant. Iată, este un pas înspre a face viața de zi cu zi, a o transforma în varianta ei mai bună, cum spuneam. Sunt convinsă că vor urma și altele, pentru că timpul este înaintea echipei, la vârsta pe care o are este absolut clar că vor mai urma și alte lucruri. Mulțumesc foarte mult pentru ceea ce ne-ați povestit astăzi, vă doresc succes și să auzim numai de lucruri din ce în ce mai bune. Vă mulțumesc frumos și sper să ne revedem cu următoarea aplicație dezvoltată. Așteptăm, suntem aici și o să vorbim despre ea. A fost împreună cu noi Alin Grosu, director dezvoltare programe software GoCab. Ne-a vorbit despre ceea ce se întâmplă acum în domeniul taximetriei. Cine știe ce o să urmeze, cu siguranță o să urmeze. O să fim pe fază și o să vă povestim. Ioana Brușten sunt eu, mulțumesc dacă ați stat alături de noi până la final. Până data viitoare, fiți atenți la tot ceea ce se întâmplă în jur, la cum se schimbă lumea, pentru că se schimbă în folosul și în avantajul nostru.